Bun găsit! Eu sunt Eli. La ce te gândești când vezi următoarea imagine? Cu siguranță că te-ai gândit la familie. Într-adevăr, aceasta este familia lui Sorin. Ea este formată din mama și tata. Așa cum vedeți, Sorin este pasionat de lectură. El are obiceiul de a citi împreună cu familia lui în fiecare seară. Din cine este compusă familia ta? Puteți opri filmarea și să discutați împreună cu colegii. Lucrați în echipe și realizați floarea familiei. Scrieți pe fiecare petală ce relații sau sentimente pot fi între membrii unei familii. Prezentați floarea realizată colegilor, argumentând ceea ce ați scris. Alege un membru al familiei, o soră, un frate, un bunic, o mătușă. Gândește-te la un comportament haios sau mai puțin obișnuit pe care îl impune în familie. Puteți să le prezentați pe scurt. Așadar, de ce crezi că sunt aceste reguli? La ce sunt bune? Discutați despre fiecare regulă sau comportament. Opriți filmulețul. Cu siguranță veți afla multe lucruri interesante. Răspunde la următoarele 12 întrebări. Poți opri filmulețul. Am voie să închid ușa camerei mele? Când? În ce condiții? Pot folosi calculatorul, tableta oricând? Pot naviga pe orice site? Pot folosi telefonul familiei? Cât timp și în ce situații? Pot veni acasă cu prietenii atunci când părinții nu sunt acasă? Pot întârzia la întoarcerea de la școală? Mă pot juca pe stradă când vin de la școală? Pot folosi aragazul fără părinții mei în preajmă? La ce o oră pot intra în casă cel târziu? La ce oră mă culc seara? Trebuie să cer voie pentru orice? Cine alege hainele pe care le port? Îmi dau voie părinții să mănânc chipsuri? Când? Cine aranjează farfuriile și tacâmurile pe masă? Cine spală farfuriile? Unde se pun hainele murdare? Discutați între voi și cu siguranță vă veți descoperi. Vă propun jocul Eu totdeauna. Cum se joacă? Jucătorii stau într-un cerc și țin 5 degete ridicate în sus. Fiecare va face un tur de cerc și va spune ceva ce face el în familie de obicei. De exemplu, eu merg în fiecare vacanță de vară cu familia la bunici. Sau, noi facem totdeauna clătite la sfârșit de săptămână. Cei ce au făcut ceea ce spune persoana respectivă, lasă un deget jos. Câștigător va fi cel care va rămâne cu mai multe degete ridicate. Ați descoperit în timpul jocului asemănări între voi? Dar deosebiri. Puteți opri filmulețul și să discutați. Pe curând!